Salut! Noi suntem Cocolis, varianta de Crăciun. Eu de Crăciun. Aici. Felix mi-a furat căciula cea lungă. Lasă că e bună și pe mine. O vrea ea. Ce faci acolo, bigudiuri? Așa. Uitați, ne încălzim la focul șemineului. Arată-le, Felix, șemineul. Nu pot să întorc. Nu pot să întorc? Nu pot să întorc. Astăzi o să căutăm comori iarăși, deoarece ne place foarte, foarte mult. A, uite că poți! A, uite că poți! Ai de cap! Ce călduț la șemine! Ce cald e! Bă, ce frig a venit în țară, bă, era să mă îngheț de frig! Era să înghețe Felix de frig! Astăzi o să căutăm comori prin iarbă și sunt foarte curioasă ce o să găsim, Felix, ce o să găsim? Azi mă găs trist. Găsim bomboane? Sunt foarte trist. Felix este trist. Mi-o zis Cocolic și că pușca aia care am luat-o, care e de nevaloare, nu pot să o vând, trebuie să o donez. La muzeu. Trebuie. Eu făceam speranțe. Și totuși nu ne ajută la nimic? Nu știu, cred că îmi dă prestig. Păi nu vrei prestigiu, Felix? Nu vrei să ai prestanță? Stai puțin, și unde e muzeul ăsta? Felix este foarte supărat, după cum vedeți. Unde e muzeul? Stai să mă duc. Trebuia în jocul ăsta să primești tu ceva, nu? Păi nu să dai. Păi nu pe gratis. Păi da. Ceva să-mi pice. Dacă era ceva să vinzi. Orice. Nu știu, pizza pe viață. Ceva mic, minuscul. Nici n-ai pretenții, pizza pe viață. Dar nu conține. Dacă găsesc eu diamant, adică îl dau pe gratis că de nevaloros. Dar nici eu nu vreau să dau toate chestiile legendare pe care le găsim. Cine știe ce chestii faine o să găsim? Azi mă, cât trebuie să revin. Țineți un moment de liniște. Cine a făcut jocul n-are suflet. Las Felix că poate ne ajută, știi? Prestanța aia ne ajută să evoluăm în viață. Știi? Mersi, mersi. Las că dacă mănânci pizza toată ziua nu-i bine. Sunt Pokémon. De-aia evoluez. Las-mă să găsesc comori care nu-s valoroase. Unde-i comoara mea? Câte păsărele, uite tu ce fain. Foarte relaxant. Foarte, foarte. Mamă, abia la primăvară o să mai auzim și noi păsărelele cântând. O să mă că stresat, că nu, că o să găsesc ceva prea valoros. Uite, 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 se umple chestia aia dintr-o parte, vedeți? Nu înseamnă că ne apropiem de niște comori. Nu știu cum pot să urc dealul uite, așa. Uite, pe aici, undeva, pe aici, pe aici. Ai, de mine, de mine, de mine. Pe aici, pe aici. Puțin mai jos, mai stânga. Uite acolo. Încolo, așa, în colț. În colț, Felix, unde? În partea asta, așa. Acolo îmi zice inima mea. Nu, e bun. Nu, nu-i bun. Nu e bun. Nu e bun unde zice inima mea. Cocoliș, unde zice să ne ducem? Pe aici? Uite aici. Acolo, aici așa, s-a făcut galben parcă pentru o secundă, nu? Așa, acolo. Așa, așa. Na, sapă și găseștem ceva care nu-i de valoare. Adică care-i de valoare, dacă nu-i de prea multă valoare. Hai să vedem ce găsim, ce găsim. Fuu, ce de-a praful-i. Cât e groapa. O cheie, Felix, poate e cheie de la seif. Oh, cheie de la seif unde-i aur. Aurul nu-i valoros. Ok, și... Identifia, să vedem ce cheie este și cât valorează. 16 dolari. 16 dolari. Și-a pus cineva cheia de la casă? Este din secolul al XIX-lea, zice. A, din aia veche. Da. Bun, asta o pe hartă. Bun, da. Stai aici așa. Acolo suntem, mamă, avem un drum foarte mare de parcurs. Eu alerg și fac și sport. O, zice că poți să ieși la dreapta. Sau nu? Iar aici ceva. Dau săgeată pe acolo. O, iarăși ne-a apărut semnul ăsta. Clar că o să găsim ceva. Eu vreau să le găsesc pe toate. Yeah. Ce găsim, ce găsim? Am citit în comentarii că ați găsit o grămadă de chestii faine la viața voastră. Ai, mă, unii dintre voi ce au găsit 5 milioane. Nu pot să cred așa de mulți bani. Da. Sunteți foarte. Și cineva a găsit lănțișor de aur. De aur, ăla trebuia să-l dea lui Felix. Nu, 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 că nu vreau dacă așa primesc. Eu vreau să-l găsesc eu. Dacă îl găsesc, e fericirea mare. Vreau să scăpați pe jos. Noi norocul vostru, bravo vouă, ce v-ați luat? Ia să vedem ce găsește Felix de data asta. Oh, ce asta, o monedă! Argint? Argint? Cred, ia să argint? Monedă argint? Dacă nu, vreo 50 de bani. Monedă argint? Da, din argint! A very old silver coin. Zice că e foarte, foarte vechi. Ia uite, știu, are acolo față. Nu contează, e de argint. E argint. Și cât valora? 17. 17 dolari? Cristina, nu m-a râpt ce-l găsesc. Las că e bun pentru o monedă să dai 17 dolari. E bine, e bine. Poți să-ți cumperi multe lucruri de 17 dolari, Felix. Dar nu foarte multe. O să iei masa în oraș dacă vrei. Dacă vreau să mă în oraș, dar nu. Mâncare, Felix, poți mâncare de 17 dolari. Dar nu, cum nu mă făcălești așa, că eu am... Mâncare. Bă, n-am mai luat turtă dulce, mă enervează. Ma, deci trebuie să-i luăm lui Felix turtă dulce, se poate așa ceva. Îi place foarte mult. Nu-mi place foarte mult, am mâncat de ani de zile. Ar mânca toată ziua turtă dulce. Mă tem de imunitatea mea. Unde ești? Pe
Pe aici, pe undeva. Trebuie să fim foarte atenți că sigur o să descoperim ceva. Așa, bravo! Ce găsim? Trebuie să-mi iau și o lopată mai de firmă. Din cauza că nu-i de firmă, de aia nu găsim lucruri bune. Un cui dintre ăsta mare. Ce poți să faci cu el? Asta are valoare? Poți să bați un DIY în perete. $1! Ăștia își bat joc de Cristina, bă, joc ceva cu $1, Cristina. Adică e bun, dar... Da, am cumpărat ieri o pungă de chipsuri, a fost foarte bună. Am împărțit-o pe 2 zile. Da, am împărțit-o pe 2 zile. O, ce băguță, ce romantic e, ce Felix, hai să vedem puțin răsăritul. Ia pune-te pe băguță. Aaa, ce frumos e, nu? M-am pus să caut. Aici la mare, poate mare o dus comor și valori. Da. Dar nu ne tinguie nimic. Descoperi chestia aia. E departe de plajă, departe de comor. Poate că și noi o scoică ceva. Eu singura dată ce am găsit 11 lei. Și am găsit vreo 2000. Și știu când am fost cu niște colegi, o era 5 lei pe jos, adică 50 de mii. M-am orstrit ca igoanele pe el. Da? Și au prins amândoi și uite așa s-au dus amândoi, că țineau moneda așa, ca să îl schimbe, că amândoi trăgeau. Am găsit două bagnote dintre alea de 2000 de lei. Cum erau? Fain. Dintre alea cu Eclipsa, mai știți? Fain, de la vechi. Din 2000, nu? Da. Anul 2000 a fost Eclipsa. Am găsit așa pe casa scărilor, era super fain. L-ai găsit? Un blog, da. Le-am luat. Am zis că în rocul meu. De obicei nu iau chestii, dar alea am zis că e norocul meu. Eu iau tot. Ce găsim? Dar unde-i? Fii atent că nu știu unde-i. E un loc foarte mic. Da, e foarte mic și pișpiric. Unde ești? Cred că pe aici, prin centru ăsta, uite așa, mai încolo. Uite pe aici, pe deva, la dreapta. Merg în față, da, și după aceea scade. Și la dreapta. Așa. Pe lângă tufa aia, cred că. Nu. Unde o fi? Fii atent! Uite pe lângă pietroiul ăla, cred că. Da, uite, mă uit la chestia de jos, da, vezi? Da, și eu tot la ea mă uit. Se face. Și cocolii și tot la ea se uită. Fii atent. Dar cel mai mic... Opa! Deci lângă brăduțul ăsta oare? A, ce flori faine! Poate le sapă, puș. Mamă, deci ce găsim aici? Hai, fă-te, prinde-te. Mă duc mai încolo, se face mai mică. Unde este? Deci ăsta e cel mai mic loc care l-am văzut vreodată. Pe acolo, prin față, uite, lângă pietricica asta. Dar nu vezi că nu se face. Ba, se face, uite, se face. Se face și acum se oprește. Puțin mai jos, uite, pe aici, undeva. Așa, puțin în spate. Dar nu se mai face! Cristina, ce se întâmplă cu aparatul meu? Nu știu, nu-i de firmă! Băi, unde ești? Take a deep breath, liniștește-te și o să găsim până la urmă. Dar nu se mai face aparatul. Hai că o să se merite, deci pe aici, pe undeva. Aici? Și când merg în față, când dau în față, se face mic, da? Da, deci trebuie să dai foarte, foarte încet pe aici, pe undeva. Că pică e ăsta foarte tare. Deci aici e undeva, uite aici ai. Îți spun degetul. Păi dau în față, nu, dau în față, se face mai mic, uite-te. Ba, uite că se face. Și acum se face mai mic. Când găsim, uite. Uite, mă opresc aici, da? Da. Și arată fain, da? Da. Și acum du-te mai în față sau mai în spate? Mai în față. Opa. Opa, Penelopa, suntem foarte aproape, ia să vedem. Nu. Hai de mine, ce greu e. Ăștia își bat joc de noi. Dacă au făcut jocul râde acum când se uită la clip, zice, ha, eu știu unde-i! Deci devine din ce în ce mai greu, trebuiau și ei să lasă niște X-uri. Dar măcar să... Ce ne facem? Du-te mai în față sau mai în spate? Păi mă duc în față și nu vezi că nu se întâmplă nimic! Da. Și mai în spate? Trebuie să mă întorc cu tot mai bine. Da. Da, și s-a făcut aia mai mare. Ok. Spațiu gol. Ok, aici ai. Mamă, deci trebuie să fie ceva care să se merite cocolișilor. Ce credeți că o să fie? Pe aici, că nu se mai face vârf, vezi? Aici se oprește. Deci știi ce cred eu? Că e ceva foarte adânc, care merge luat numai cu detectorul ăla super special. Hai mă, de-aia nu-i bun detectorul meu, deci Cristina! Deci eu asta cred, că nu e detectorul ăsta nostru bun, nu e de firmă. Sau e o chestie care nu trebuie să o găsim acum și să o găsim la mai încolo, să zic unde se departe. Poate. Aici, la deci plajă. Noi pe hartă suntem lângă plajă. Și mai avem o grămadă de drum de parcurs. Eu să știi că arunc detectorul ăsta dacă nu funcționește. Da, și eu zic la fel. Deci nu pot să urc asta. Nu poți? Deci sunt și nici măcar nu sunt sportiv. Nu ne lasă să trecem mai departe. M-am speriat. Și găsim. Crezi că numai pe cărare găsim sau și pe stânga și pe dreapta? Uite aici, așa. Da, unde ești? Așa, uite-te. Așa vreau să mă apară. Așa, haide. Hai să ne bucurăm și noi sufletul cu ceva, vreo descoperire aici. Uite că ești foarte, foarte aproape. Aici era plin, uite-te.
Uite aici, era așa și cu galben, parcă, pentru o secundă, nu? Cred că dai prea repede. Oh! Uite, uite, s-a făcut! Da, acum am pus așa, și-o. Așa, bravo! Dăm ceva care să merită. Haideți să colecționăm și noi aici chestii. Pământ roșu. Aici, încă o cheie. Hai, mă, și fac o atac chei de la safe-uri. Dar cine? Oamenii își pierd zona în care oamenii își pierd cheile. Și purtau cheile la gât și le pierdeau. Mai vreo două și fac breloc. Da. Aia, din ce secol era? Uite, zice să o iei pe partea stângă, vezi? Da. Nu, mă zice că unde să o iau. Păi uite, eu am aici pe hartă unde n-am fost, vreau să fac turul și să mă întorc, știi? Bine. Iarăși ai ceva. Iarăși. Cred că încă o cheie. Bă, mi-e dor de gloanțe. Încă n-am găsit chestii mai interesante. Oh, iară ca înainte. Nu! No! Iară ca înainte! Oh, se apropie. Ia. Se depărtează. Măi! Ăștia râd de noi, efectiv. Deci ceva se întâmplă aici. Da. Ceva se întâmplă. Uite, se face mic. Da. Și acum merg aici, se face așa. Cred că tot înainte trebuie să o iei. Nu, că dacă merg în față, așa, mic, și aici se oprește. Da, se oprește. Și în dreapta? Nu mai vrea. Uite, nu mai vrea. Oh. Și dacă dau în spate, se face mare. Poate în față ceva? Nu vrea. Deci iarăși cred că nu este bun detectorul ăsta al nostru. Cristina, nu mă simt bine când am lucruri de calitate. Va trebui cumva să facem o investiție. Nu, dar auzi, în căsuțele astea nu găsim nimic? Nu găsim nimic de ciordit? Stai să ciordești și pe jos. Pe la ei, prin sertare. Știi că ți-e place zumbru prin sertare? Nu vreau să iau de la oameni din casă. Nu vrei? Nu. Numai de la Groanini? Nu iau de la Groanini, doar mă uit. Numai de la ea? Cristina, iar nu găsesc. Deci cred că trebuie să ne schimbăm ăsta. Noi nu avem utilaje bune. Trebuie să-mi schimb detectorul. Da, detectorul. Fii ăsta. Fii atent că nu merge detectorul. Ori nu știu, stai să dau așa pe tab. Unstuck, ce asta? Să deblochez ceva. Și unde suntem? Parcă suntem altundeva, nu? Stai puțin, o dus la început. Aaaa, ne-am dus la început! Și ce mai opțiuni mai avem? Return to office. Du-te înapoi la office. Da, hai să ne duci la office. Hai să vedem dacă putem face ceva, pentru că detectorul nostru e... Nu e de firmă. Hai să-l încărcăm cumva. E expirat. Să vedem, poate putem să facem o investiție. Cât de mic ar fi, poate totuși aduce o îmbunătățire. Ce ai văzut prin casa asta? Nimic, te pune clar la calculator. Ia și-ți pe temele. Detectors. Collection. Da. Hai să vând chestii. Sell. Da, vinde. Sell. Să ne facem bani. Avem deja sell. $340. Sell. 350. Și ăsta donează. Ricele. Dar nu știu cu unde. Nu știm unde să facem donația. Detectors. Aș vrea să le iau pe ăsta. Asta e al meu. Stai, deci noi avem $350. Hai să ne luăm pe ăsta de 340. Dar nu vezi că nu poți. În lacat Prestige 4. Trebuie să mai găsim chestii legendare. 1. Dar fii atent. Eu l-am pe ăsta. Echip ăsta l-am. Da. Trebuie să fac rost de Prestige 2. Dar stai puțin. Deci noi am găsit deja două chestii legendare, nu? Una. Ce două? Doar pușca. Da. Dar nu știu, am avut impresia că am mai găsit și o cheie legendară. Haide să îi fac... Haideți să fac, cum se cheamă? Se pare că nici dacă ai bani nu poți să-ți cumperi. Haideți să iau chestia asta. Ce, te mai angajezi ca ceva? Da, ca să găsesc chestii de moment. Bună ziua, numele este Jonathan Smith. Ăsta nu știu, ăsta e. Și scriu ca un reprezentativ de la Will Powder Inheritance Company. Ok. Reprezentant. Ok. Asta mea se știu în de case, following Richard's fishes, answer the email, the number of contact. Am moștenit ceva? You have any questions? Am moștenit ceva? Okay. Zice acolo că am moștenit ceva? Okay, vreun cufăr cu cocomonede? Nu m-a dat nimic. Și nu aici? Nimic? Clima... Bună, numele meu este Robin Hayward și sunt reprezentant de Institutul de Arheologie. Ăștia sunt cu oase. Și cu pietre. Și că să mi se vede față bine? Așa. Da. Și Cristina se vede față bine? Așa. Și acum, îți scriu și să-ți mulțumesc. Jonathan, it's currently the normal major offer. You are looking to permit search. In order to make a good impression plan. Se pare că nu ne poate angaja ca nimic. Clean up the database area of trash. În 2000 Prestige dacă fac curat. Cristina, bași tu! Accept. Și ne punem la curățenie pentru $1000 sau 1000 de prestigiu. Da, și acum unde era? Unde e chestia? Am dat la email și jobs. Da. Hai să ne ducem. Cleaning up. Brian Lake. Bavarian. La lacul bavarez. Bavarian Lake. Și cum ajung acolo? Nu știu cum putem merge acolo. Unde e lacul? Picea, pe sus. Păi dar nu știu zonele. Unde e lacul bavarez? Bavarian Lake. Uite, ăsta e. Travel. Ah, deci...
A, bun, am mers să călătorim acolo. Deci facem curat în locul Bavaria, da. Și în 2000 prestigi. Bun, bun. Cristina, bagi? Mă bag la curat, să văd, da. Ce găsesc pe acolo. Ce comic e Timo? Ce față are? Timo e acolo? Da, deci noi trebuie să avem prestigie bună. Ok, unde e mizeria? Timo, poate-l vedeți voi? A, nu puteți să vedeți scaunul meu. Nu se vadă. Na, ăsta e lacul Bavarian, da. Da, deci aici unde am venit. Ăsta e lacul Bavarian, cred, nu? A, cred că nu știu. Dai să mergem acolo. Dar nu ăsta e lacul, dar nu că ăsta e. Ăsta e râu, nu ăla de acolo asta este. E râu, da. Da, mergem acolo. Nu mai bag, indiferent ce găsesc pe aici, nu mai bag în seamă, pentru că mă păcălește. Și da. Nu găsesc, trebuie să facem rost de 1000 prestige. Dar cu melodia asta arată că e râd puțin de noi. Dun, 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 dun. Credeți că găsiți ceva, dar de fapt nu găsiți. Nu mă ignor lupa. Pentru că efectiv ăsta crofu jocul râde de mine. Ai, rezistă tentației. Nu mă, ignor total. Nici măcar nu te uita pe jos. Uite cu capul sus, Felix. Nu mai pe jos mă uit. Țanțoș cu capul sus. Nu-mi place cum te țanțoș. Cu capul sus. Sunați în țar. Cât mai am? Mai ai jumătate de drum. Cel puțin. Și acum trebuie să o iei la stânga pe scările alea. Iar pe scările rulante? Da. Uite, ăsta mie mi se pare lac. Ăsta din fața noastră. Știi tu sau hai să vedem ăsta de aici așa. Păi da, și ce curăț de pe aici? Nu știu. Nu ia, poți ajunge. A, peștișori, erau peștișori. Așa, mergi pe aici așa. Am văzut, am face foame, lasă-mă mâi la ei. Pe pergătar, Cristina, cât de bun sunt. Sau un conservă cu paste. Cristina, uite și tu. Hai să vedem ce curățenie putem să facem. Aici zice că se nu duce acolo. Era stop. Da, ăla era stop? Am crezut că e steagul unei țări. Era no treasure nearby. Zice că nu sunt comori pe aici. Să vedem unde e lacul ăla. Și cum să curăț-o cu noi? Cu mâna? Nu știu, ia să vedem. Sus este o cascadă ce aici. Se varsă în lac. Ok. Deci ziceți-ne în comentarii unde este. Eu cred că râul este. E un X aici, așa. Bun, înseamnă că să nu merge aici. There are no treasure nearby. Ok. Hai să vedem aici așa. Aici sunt, unde suntem noi? Aici, acolo, ok. Da. Și hai să ia-o facem la stânga și curva. Du-te pe coclauri. Încolo, pe Cristina, aici, coclaur, cu cuvinte noi în fiecare zi. Stai să văd dacă tot dacă găsești ceva aici. Ai spus că reziști tentației. Oh my god, găsești. Dar de unde știu că o să găsești aici ceva? Pentru că instinctul tău. Pentru că a zis că a zis că nu-i treasure. Can dig. Can dig ce? Can dig from here. Nu putem să săpăm. Stai că sabi din por, zice asta atunci. Ai de mine, zicea că nu putem să săpăm acolo. Dar nu din poziția ar pasa, pe că asta trebuie să stea. Da. A, Felix nu se lasă niciodată bătut, ați văzut? Eu am crezut că nu putem aici să spăm. Ce e aia? Ce e? Nu știu, dar vreau. Ce e? O busolă, o brățară, ce e? E din aia care ține burlanul. Ha, un inel dintr-o ăla. Metal fast. E din aia care ține burlanul și costă un dolar. Cum se cheamă chestia asta? Că avea un nume. Brățară, la barna. Brățară, grege. Cleaning up item din 5. Am găsit. Deci ăsta este un obiect care o să ne ajute să facem curat? Am făcut curat, nu, ăștia erau gunoaiele care. Ah, da? Da, deci trebuie să găsesc din astea. Deci era gunoi, nu era cumva. Și 2000 de prestigio. Acum ați bucuros pe viață. 1 din 5? Da. Hai că e bun. Acum chiar trebuie să găsesc tot ce îmi pică în cale. Mamă, dar ce sport facem noi pe aici, vedeți? Ne de capul meu. Facem picioarele faine. Ok, deci aici nu e nimic. Da, hai că am ajuns la o cabană. Ok, faină zona, faină. Super liniștită. Să vedem pe aici dacă găsim ceva. Mai găsim ceva să facem curat? Aruncat cineva pe aici? Cineva aruncat gunoaie, dar le-o și băgat în pământ, știi? Da, ca să nu se vadă. Pe aici, pe aproape. Ia, uite, s-a făcut galben. S-a făcut galben. Așa. Sper să găsesc gunoaie. Nu cred vreodată că zic așa ceva. Colectăm gunoaiele de pe stradă, ia să putem. Nu, din pământ. Din pământ, da. E total diferit. Asta e gunoi? Iarăși una dintre astea. Asta e glonț, ăsta nu e gunoi, Cristina, vreau gunoi. Și eu vreau. Câte mai avem de colectat gunoaie? 4? 4. Mama mia. 31 de dolari. Bun. O, ce, ghiozdanul, ne arată acolo ghiozdanul. Da, că l-am pus în ghiozdan. Ah, am crezut că găsim un ghiozdan pe jos. Nu. Nu putem să intrăm în căsuțele astea. Nu, că le-am închis, că știu că vin. De ce le-am închis? Că știu ăștia că vin eu. A, poate mai găsim pe aici vreun gunoi ca să facem un total de 5 gunoaie. Mie mi se nu dau de urși. Pe aici. Dar ce crezi, că sunt și urși pe aici? Nu, că doar e zona lor. Las, Felix, că e bună, ce-i fain. Nu s-a fug galben. Uite aici, bravo. Așa, să vedem. Gunoaie, să găsim gunoaie. Deci un gunoi ceva pentru noi, hai. Un gunoi din cele 4 gunoi. Asta arată un ca gunoi. Nasture. Asta e gunoi, Cristina, e gunoi. E gunoi. E gunoi? Button. Nu este gunoi. E gunoi. Oh.
Dar ce caracterizează asta gunoi? A, e gunoi! Poate palma! Găsi gunoi! Deci nu credeam că o să mă bucur în a găsi gunoaie. Acum știu ăștia care când caută gunoaie cum se simt. Cred că se face aici galben. Am așa o presimțire. Găsi ceva? Găsim? Acum nu mai vreau să-mi iau din asta, că dacă găsesc gunoaie. Există un mare risc. Da, eu am crezut că găsesc numai bunătăți. Ar fi fain și să zică deja ce. Gunoi! Bravo! Gunoi! 3 gunoi din 5, bate palma! Deci un astru la jumătate de metru sub pământ e gunoi. Da, da. A, prin România sunt multe deasupra. România nu trebuie să mai sap, deja le vezi pe deasupra. Mai e unul. Da, mai sunt două. A, mai este unul aici? Ia să vedem dacă îl găsim, dacă avem noroc să găsim gunoiul. Chiar e gunoi să fie așa aproape gunoi unul de altul? S-ar putea, că știi, sunt suflete pereche, se atrag. Gunoaie pereche, ha? Da, gunoaie pereche. Uite, s-a făcut galben! Aici așa pe undeva s-a făcut galben, să știi, l-am văzut cu ochii mei. Așa, bun. Așa. Deci să fie un gunoi, Ia. Oh, glonț! De ce n-ați pus și voi? Eu nu puteam să pun gunoi lângă gunoi. Nu putea, nu? Era asta, prea mult. Asta e bun, am găsit majoritatea. Asta e un dintre ăsta de la de 9 mm, nu? Cât valora? Pistol, 31. 31, e bun. Ei, mai găsim pe cea ceva? Sper gunoaie. Nu cred că o zic asta vreodată, dar... Deci dacă găsim 5 gunoaie, ce se întâmplă? În 2000 prestigiu și pot să-mi cumpăr din asta mai nouă. Vai, deci ce bine ar fi. Hai, ține pumnii cocolișilor ca să găsim. Și de aici să caut, așa. A, ce fain. A, ce repede, unde ești? Gunoi! Gunoi! A, pe aici pe undeva s-a făcut galben. Vezi? A, sper să găsesc gunoi, pixă sau orice. Uite și tu, fulturaș. Ia. Pa, ai gunoi! Gunoi, trebuie să fie gunoi. Gunoi, e cui, gunoi, gunoi, cui, gunoi, cui, gunoi, cui, gunoi. Ia. Nu-i gunoi! Am cuiul, cum să nu fie cuiul gunoi? Pentru ăla care valorează un dolar. Mai e ceva aici? Deci mai este ceva gunoi pe aici, pentru noi. Mai e ceva aici? Zice că mai este. Sper să fie gunoi. Ia, sigur este gunoi, că nu poate să fie un cui lângă un alt cui. Da. Deci este practic imposibil. Deși dacă cineva a construit. O, pe aici, pe undeva, pe aici, că s-a făcut ăla cu totul. Unde ești, măi? Puțin mai jos. Unde o fi? Pe aici pe undeva. Uite aici, așa. Bravo. Gunoi, gorbage. Deci ziceți voi acum, gunoi. Noroi. Gunoi. Cu noroi. Gunoi. Ia, gunoi. Ce e aia? Broșa? Gunoi. Ia să vedem. Ce e asta? Zice că este valoros. Este un pandantiv de la un 16 dolari. Vai de câte valoare are. Credeam și eu că e măcar 30 de dolari. Da, fain. Se okay. pare că l-am pus în ghiozda. Ok, deci dăm aici așa. Și am ajuns aici așa, deci să zona care am mers noi înainte. Da. Și n-am căutat, cu mare regret. Îmi place că ne-a arătat și pe hartă de câte ori am săpat, ați văzut? Da. Hai să mergem puțin pe aici, să vedem dacă mai era ceva de găsit. Oricum zicea că aici there are no treasures nearby, așa zicea. Păi uite că poate nu sunt treasure, dar sunt gunoaie, nu? Uh-huh. Ia, poate avem noroc. Trebuie neapărat să investim în turnită așa, asta. Da. Să ne luăm unul de firmă. Dar mie mi-ar s-ar părea corect, nu din cauza prestigiului, că te duci la magazin și-ți cumperi când vrei. Da, deci dacă asta e gunoi, asta este ancoră. Da, este o ancoră dintre aia, gunoi. Pe care poți să folosești la breloc. Hai că e gunoi, hai, gunoi. Hai, să fie al patrulea gunoi. A? Gunoi? E gunoi? Nu, e gunoi! Cu ești complet. Ba da, bravo! Avem prestigiu? Avem valoare. Ia, du-ne la birou. Du-ne la birou să vedem că avem prestigiu. Să mai fac o misiune. Vrei să mai faci o misiune? Felix, eu zic să duci să ne cumpărăm dintr-o asta detector de film. Dar nu știu dacă o să mărea... Hai să mergem. Dar nu știu dacă o să mărească la nivelul 2. În 2000 prestigi, dar nu știu dacă o să mărească la nivelul 2, știi? Ai dreptate. De-aia zis, mai bine mai căutam ceva. Păi da, dar ne putem întoarce, nu? Ne putem întoarce, că... Na, treasure. Așa. Să vedem. Ia. Uite, ne-am făcut la jumate! Trebuie să facem 3000. Înțelegi. Și toată munca asta pe care am făcut-o noi pentru prestigiu doar la jumătate? Nu, noi am avut prestigiu de 500, ne-o dat 1000, avem 1500 să facem 3000. N-ai să vindem, să mă simt și mai bine. Să mai facem puțin bani. 402 dolari! Dar altceva nu ne putem cumpăra sau... 433! Hai să vedem, da, la e-mail-uri, să vedem, ăsta ce... Jobs. Fain, ăștia ne pun la lucru. Ok, nu știu ce stă în asta. Ăsta ce?
Find treasure in the Atlas Area Lake. 1000 prestigi, 1000 prestigi, 1000 prestigi, 1000 prestigi. Oh, bun, 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 prestigi, 1000 prestigi. Ce ne-a zis să facem? Să găsim comori. Bun, asta bun. O să găsim data viitoare ca da. Să numărim prestigiu. În sfârșit să cumpărăm și noi un diamant de metal. Eu vreau să găsim detectorul de diamante. Vreau bolovan direct. Există așa ceva? Ar fi super duper fain. Facem o colecție de diamante. A, noi suntem Bavaria, Germania. Mă gândeam unde e Bavaria păi asta. Da, e Germania. Nu mai ții minte că mai de mult mâncam pâine bavareză? Și era nemțească? Da. Oricum, noi ați apăsat butonul de cocolai. Scrieți în comentarii ce gunoaie ați găsit voi vreodată. Am înțeles lucruri de valoare, dar ce gunoaie ați găsit? Da. Cine vedem data viitoare? Pa!